După ani buni în care a bucurat o țară întreagă cu dansurile, dar și cu năzbătiile sale, Daniela Crudu s-a retras din televiziune. Haideți să vedem împreună ce spune Dan Capatos despre plecarea Cruduței, dar și primele declarații ale celebrei asistente. Dacă până acum Daniela Crudu deschidea show-ul Extra Night Show cu dansurile sale nebunești, seara trecută nu s-a mai întâmplat același lucru. Hai să chilăm, că nu mai... Am crezut că a început emisiunea. Nu mai e greu. Bravo, să rămână bună seara. Bună seara. Bine v-am găsit. Nu, că mă simt ca în primul sezon, așa. Devine din ce în ce mai stingheră treaba pe aici. Fără public, fără... nu mai este cu... Vine o zi. Vine o zi când drumurile oamenilor se despart. Cruduța... a atins această zi pentru a doua oară, pentru că a mai plecat o dată. Sunt dispusă să renunț și la televiziune, cum ați spus dumneavoastră, pentru el. Deci vă dați seama, chiar nu am niciun interes. Decât că îl iubesc și sunt fericită cu el. Colega noastră Daniela Crudu ne-a anunțat că renunță la această emisiune, la un show păcătos, din dragoste pentru Mihai Costea. Practic asistăm la o premieră, o demisie din dragoste, am putea să o numim. Însă de data aceasta nu mai e vorba de dragoste. Înțeleg că a obosit și pot să o și înțeleg, ca să mă și repet. De 10 ani, cred că are 10 ani. Are 10 ani. Lucrează zi de zi la un program destul de greu, la început la matinal, apoi la un show păcătos și Extra Night Show. Și poate că oboseala ei este de înțeles. Ea și Ana, cărora le-aș fi și le și iert orice ieșire în decor, deși n-au avut foarte multe. Vorbesc în cazul Cruduței de plecarea pentru Nilă. Acum Cruduța a ales să se retragă. Se va retrage din televiziune. Nu o să mai vedeți multă vreme, așa spune ea, în această industrie care i-a adus faimă și practic a adus-o acolo unde este ea acum, un brand de veselie, de voie bună și de mare bun simț. Ea și Ana și Ramona Gabor, în perioada scurtă în care a fost, au fost cele mai de bun simț asistente pe care le-am avut și cu care am lucrat eu. E momentul în care ne luăm la revedere de la ea, în lipsă. S-a scris mult în această perioadă că ar pleca din cauza nemulțumirilor salariale sau altor aspecte ce țin de producția mea. Vă spun că nu este adevărat. Dacă mă credeți că vă intru în casă de atâția ani, știți că nu vă mint. Pe Cruduța nu o interesau banii. Nu o interesau banii. Pentru ea banii erau niște hârtii colorate. Maculatură, da. Venea pur și simplu la distracție, la muncă. Și de aceea am spus la început că o înțeleg când mi-a transmis că a obosit și că ar vrea să ia o pauză destul de mare din să se cumva extragă din această lume și să-și vadă în continuare în felul ei nebunesc de viață, să se distreze, să se plimbe, pentru că la ea întotdeauna motto-ul a fost Carpe Diem. Cruduța era parte din familia noastră, parte din familia mea, mă vedeam cu ea poate la fel de mult cum mă vedeam cu cei de acasă. A fost ca o soră pe care n-am avut-o, veselă și întotdeauna pusă pe șotii și a și reușit să facă această despărțire mai ușoară pentru că se lua revedere în stilul ei caracteristic. Nu vă pot spune cum, că nu se spune pe post. Nu putem spune lucruri trăznite pe post. Așa că dacă va vrea vreodată să se întoarcă, sunt convins, eu cel puțin, și cred că și șefii noștri o vom primi cu brațele deschise pentru că n-ai ce să-i reproșezi profesional. Me,
După ce a anunțat că se retrage, Daniela Crudu a făcut și primele declarații. Vedeta a postat pe o rețea de socializare un colaj de fotografii făcute în perioada petrecută la un show păcătos și Extra Night Show. Vă mulțumesc pentru toate clipele frumoase și vă iubesc!